Ministerul Agriculturii anunță modificări în bine legate de măsurile de agromediu și climă din PNDR 2014-2020. V-am dat ieri detalii. Astăzi continuăm să vă spunem noutățile apărute în măsura 11. Agricultura ecologică din Planul Național Campania 2018. Ministerul a modificat modul de aplicare și sprijinul acordat în cadrul celor două variante ale pachetului 6 pajiști permanente, atât pentru perioada de conversie, cât și în perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică. Alocarea totală a acestei măsuri depășește 236 milioane de euro. Varianta 6.1 se adresează fermierilor care practică agricultură ecologică și nu au angajamente de agromediu și climă, aplicându-se la nivel național în zonele cu pajiști permanente. Quantumul plăților este de 143 de euro pentru un hectar pe an pentru perioada de conversie la agricultura ecologică și 129 de euro pentru un hectar pe an pentru perioada de menținere a practicilor specifice agriculturii ecologice. Fermierii trebuie să respecte atât angajamentele pentru agromediu și climă, cât și cele de agricultură ecologică. Astfel, în funcție de combinația de pachete accesate, nivelul plăților cumulate poate poate fi cuprins între 119 și 449 de euro pentru un hectar pe an pentru perioada de conversie și între 153 și 483 de euro pentru un hectar pe an pentru perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică. Alocarea totală a acestei măsuri depășește 236 de milioane de euro. Informații detaliate privind accesarea noilor pachete ale măsurii agromediu și climă sunt disponibile pe site-urile Meadere, Apia și Afir, precum și la toate centrele locale și centrele județene Apia în format tiporit.